Salut prieteni, bine v-am găsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info și în acest tutorial video de astăzi vom vorbi despre Android și mai exact despre telefonul Samsung Galaxy S2. Astăzi am să vă arăt cum puteți să vă obțineți încă 3 GB de spațiu gratuit pe contul vostru de Dropbox. Ca să puteți face acest lucru aveți nevoie ori de un stick USB, ori de un card de memorie sau de un telefon, un smartphone pe care să instalați Dropbox. Eu voi utiliza ultima metodă pe care am zis-o, cea cu telefonul. Și mai exact să vă zic despre ce este vorba. Dropbox, care este cel mai mare serviciu de cloud momentan din lume, a creat un nou serviciu care se numește, sau o nouă funcție care se numește camera uploads, da? Pentru fiecare 500 de mega uploadați, mai primiți încă 500 de mega și tot așa până la 3 giga. Ok, care este șmecheria aici? În cazul în care aveți un stick USB sau un card de memorie, este mult mai ușor ca să faceți acest lucru. Copiați un film de pe internet, îl arhivați în .rar, puneți o parolă și uploadați direct 3 giga în contul vostru, după care o să vi se mai adauge încă 3 giga. Puteți să faceți acest lucru și din calculator sau direct de pe telefon. Vedeți dacă încercați de pe telefon să mergeți la setări și vedeți aici să fie turn off camera upload. Da? Că dacă dăm click pe el, va fi on. Și dăm click pe turn on, da? Și după cum vedeți space used, am numai 3 giga pentru că eu încă nu am uploadat nici 500 de mega din cauza conexiunii mele la internet. Dar am testat asta pe o altă conexiune de internet și merge foarte bine. Deci ca să vă meargă treaba mai repede, descărcați înainte un film sau un fișier media mare și îl uploadați fără nicio problemă. Iar dacă uploadați 3 giga, o să mai primiți încă 3 giga. Dacă uploadați 1 giga, o să mai primiți 1 giga. Deci este destul de simplu de utilizat. Haideți să mergem puțin la să activez wireless-ul, să și înceapă upload-ul, da? După cum vedeți, s-a conectat deja la rețea și a început deja să uploadeze fișierele. Dar acum am zis, având în vedere că conexiunea mea la internet este destul de proastă, durează foarte, foarte mult. Așa că v-am explicat exact ce trebuie să faceți și vă las pe voi să continuați. Ne auzim în tutorialele video viitoare. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, comentarii, vă rog frumos să lăsați în secțiunea comentarii. La revedere și o zi bună!